Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 129 ediții de analize economice și astăzi vreau să discutăm un subiect, suntem în ajun de sărbători și astăzi chiar avem un subiect destul de pozitiv, chiar aș spune unul din cele mai bune subiecte care putem discuta la sfârșit de an, și anume industria IT și industria BSS, IT și BSS, sub BSS înțelegem business service sector sau sectorul care oferă servicii mediului de afaceri, în special pentru companiile străine sau exportul de servicii care îl facem noi. De ce astăzi zic că este un subiect interesant? Din simplu motiv că guvernul recent a trimis în Parlament în mod prioritar o modificare la legislația în domeniul IT și serviciilor de business. Parlamentul deja a votat în prima lectură și trebuie să explicăm ce înseamnă lucrul acesta. Aceste două sectoare sunt, în opinia mea, cele mai importante sectoare care au cea mai dinamică creștere din ultimii ani de zile. Au devenit cel mai mare exportator și voi arăta la urmă din top 20 de ramuri exportatoare a Moldovei, este cel mai mare ramur de export și o claritate, o stabilitate, o certitudine, o garanție care o poate da guvernul acestui sector înseamnă dezvoltare. Și vom mai aduce încă două cifre care să ne fie foarte importante de înțeles. Suntem în regiune, este un război. Din nefericire pentru noi, gradul nostru de securitate, noi suntem văzuți vulnerabili și investiții masive în construcții de fabrici, noi, din nefericire, nu ne putem aștepta. Cât privește sectorul IT și BSS, bucură de investiții, deoarece ele au un risc mai scăzut decât alte domenii. Doi, sectorul IT în prezent este cel mai puternic din punct de vedere a salariilor și este o atractivitate inclusiv și pentru diaspora noastră. Este cel mai dinamic după număr de salariați, de aceea cred că merită să ne oprim la acest sector. Dar haideți să luăm pe rând. Primul lucru despre care trebuie să vorbim noi și vreau să introducem o tradiție în Republica Moldova. Din ce cauză? Atunci când vorbim de comerț sau de exporturi în Republica Moldova, noi de regulă avem în vedere exportul de bunuri. Ori Republica Moldova, în special în acest an, când avem o creștere masivă a exportului de servicii, cred că să ignorăm mai departe serviciile nu trebuie. Ori serviciile IT și BSS sunt anume servicii, ele cunosc în prezent cea mai dinamică creștere, e o problemă așa. Ele cunosc în prezent cea mai dinamică creștere și din acest motiv, atunci când vom vorbi despre comerțul Republicii Moldova, eu voi utiliza noțiunea de comerț atât cu bunuri cât și servicii. Haideți să ne uităm. Comerțul extern al Republicii Moldova, volumul comerțului extern sau gradul de deschidere a Republicii Moldova față de restul lumii se măsoară după volumul de importuri, exporturi de bunuri și servicii pe care le are Republica Moldova. Noi, în istoria noastră, am cunoscut două creșteri puternice a comerțului extern. Dacă vă uitați atent, anul 2004-2008, când volumul comerțului extern, aici aveam în vedere atât bunurile cât și serviciile, a crescut de la 2,7 până la 8,2 miliarde de dolari. Și al doilea salt l-am avut în perioada 2021-2022, când comerțul extern a crescut de la 10 la 17 miliarde de dolari. În acest an el s-a stabilizat la 17,5 miliarde de dolari. Aici vorbim atât de importul cât de exportul, atât de bunuri cât de servicii. El, în principiu, avem o scădere a comerțului de 900 de milioane de dolari la bunurile și servicii, noi în acest an, la noi și exportul și importul de bunuri scade. Cât privește la servicii, noi avem o creștere substanțială de circa 1,1 miliarde de dolari, ceea ce ne dă o creștere medie moderată. Deci, practic, în acest an, la noi comerțul extern se menține și crește doar din contul serviciilor, în condițiile când bunurile în acest an scad, serviciile cresc. Ca să înțelegem ce înseamnă, cât e de gradul de deschidere a economiei, este așa un indicator, comerțul extern a unei țări raportat la produsul intern brut. De regulă, economiile mari au comerțul lor extern este la nivel de 20, 30, 40% din PIB. Din ce cauză? Spre exemplu, Statele Unite este țara care își poate permite să producă cam tot ce are nevoie și e produce mult, consumă mult și comerțul lor extern raportat la PIB este unul atât de mare și ei mai mult se bazează pe economia locală decât pe cea externă.
Țările micuțe, din contră, au un grad de deschidere enorm, din simplu motiv că are un segment micuț de produse pe care le produce în cantități enorme și trebuie să le exportăm. Și doi, nu putem produce avioane, nu putem produce alte lucruri și trebuie să le importăm. Din acest motiv, țările mici au o deschidere a economiei lor care se manifestă prin, care se măsoară prin volumul comerțului extern la PIB, destul de mare. În Moldova este la nivel de 100%. Am avut de câteva ori maxime de 120% și în 2022 am avut tot 118%. În acest an avem o scădere și observați, scăderea este din contul bunurilor. Dacă vă uitați atent la grafic și veți vedea că în cazul serviciilor, ele au fost stabile pe tot parcursul timpului, am avut mici șocuri în 2020, iar în rest, dacă vedeți, graficul este stabil cu o tendință clară de creștere. Cât privește bunurile, noi suntem foarte dependenți de criză, de condițiile climaterice, de prețurile. Deci suntem foarte afectați și noi, dacă observați, la noi toate fluctuațiile care le avem noi și toate crizele sunt legate de bunuri. Prima concluzie, am spus-o foarte clar de mai multe ori, Moldova trebuie să specializeze pe exportul de servicii. Ori serviciile ne asigură cea mai mare stabilitate a încasărilor și, apropo, noi avem balanța comercială negativă la bunuri și avem balanța comercială pozitivă la servicii. Dar până să ajungem mai departe la acest lucru, mai vreau încă o claritate să o aducem. Haideți să ne oprim numai la exporturi. Și acum am vorbit despre exporturi și importuri, acum vorbim despre exporturi. Iarăși, în Republica Moldova, când veți vedea datele, veți vedea exportul de bunuri. Toate datele care le aveți, am exportat atâta, noi vorbim de bunuri. Mie mi se pare că ar fi corect să utilizăm noțiunea de bunuri și servicii în condițiile când serviciile deja se apropie ca exporturi de bunuri. În acest an, la noi exporturile vor continua să crească, însă nu cu ritmul care a fost până acum. Dacă observați iarăși, noi la exporturi am avut două salturi majore, 2006-2008 și a doilea salt 2021-2022. În 2 ani de zile, la noi exporturile practic s-au dublat. În acest an, noi vom în continuare să înregistrăm o creștere a exporturilor, însă această creștere se datorează exclusiv serviciilor. Noi mai rar am avut așa situație. Uitați-vă, exportul de bunuri în acest an va scădea cel mai probabil cu minimul 300 de milioane de dolari, dacă anul trecut am avut 4,3 miliarde de dolari, în acest an vom avea 4 miliarde, iar la exportul de servicii, de la 2,32 vom ajunge la cel puțin 3 miliarde de dolari. Deci asta a fost ceea ce am vrut să spun și uitați-vă, după cum am menționat, la noi până în 2010 balanța comercială și la bunuri și la servicii era negativă, iar din 2011 balanța comercială la servicii este pozitivă. Ce înseamnă lucrul acesta? Noi exportăm cu mult mai mult decât importăm. În acest an balanța comercială va fi de cel puțin 1,2 miliarde de dolari. Dacă vă interesați pe ce bani noi putem cumpăra iarna să ne încălzim, pe ce bani noi ne acoperim cerere foarte mare de bunuri de import, unul de trâns le este servicii. Exportăm servicii și procurăm bunuri. Cumpărăm gaz, cumpărăm energie electrică și alte lucruri. Ce exportăm noi la servicii? După cum bănuiți, cel mai mult vreau să mă opresc la servicii IT și de serviciile de business BSS. În acest an, din totalul de servicii, eu am rotunjit acolo 3 miliarde, mai exact estimăm că vor fi exporturi de 2,950 miliarde, 830 de milioane de dolari. Vor fi exportul de servicii IT și servicii de servire a business-ului. Avem o creștere fenomenală de, uitați-vă, în 2010 era 96 de milioane de dolari, în acest an avem 830 de milioane. Deci noi nu mai avem un alt sector din economia națională care a înregistrat așa o creștere fenomenală. În primii ani la noi dominau serviciile pentru business, iar acum, ultimii vreo 7 ani de zile, domină serviciul IT. Lucrul acesta se vede foarte clar pe graficul de mai jos. Eu am luat de 2010, dacă observați, serviciile pentru business, BSS, deci aici vorbim de call center-urile. Din păcate, noi nu avem foarte mult dezvoltat servicii de design care să le exportăm, arhitectori. Cred că vreodată vom mai vorbi separat despre acest lucru, dar astăzi mai mult vreau să mă opresc totuși la IT și voi explica din ce cauză. Dacă observați, până în 2016, la noi serviciul pentru afaceri
domina în exporturi, serviciile IT erau mai slabe, datorită modificărilor legislative care au fost implementate, datorită faptului că Moldova s-au creat parcurile IT, noi în prezent serviciile IT vor ajunge în acest an cel mai probabil la 615 milioane de dolari, iar serviciile pentru mediul de afaceri, pentru business, care noi le exportăm, vor fi 215 milioane de dolari, în total 830 milioane de dolari. Legea care acum se modifică în Parlament, de ce este importantă? Noi, aceste două sectoare în întreaga lume, sunt văzute ca gemenari. Deci, în general, sectorul IT este văzut ca un sector tot pentru de servicii pentru business, numai că el a fost separat de servicii pentru business și acordarea priorității unii jumătăți de ramuri și neacordarea atenției alte jumătăți de ramuri a dus la ceea ce s-au dezvoltat nesincronizat. Mai este, zicem, un lucru. Dacă în domeniul IT tu ai nevoie de o pregătire specială de câțiva ani de zile și noi practic ne epuizăm resursele de muncă, în cazul serviciilor pentru business, posibilitatea de a antrena persoane tinere, inclusiv mame cu copii, cei care la noi cel mai mulți acum tineri vor să plece psihotare, vreo 40% din ei tot sunt determinați să plece psihotare, exact sectorul BSS îi poate absorbi pe ei și modificarea legislativă care acum a propus-o guvernul și Parlamentul a votat-o deja în prima lectură, are anume ca scop să sincronizeze aceste două jumătăți care formează un tot întreg, un sector de servicii inteligente, le-am spune, pe care noi le exportăm, astfel încât noi să asigurăm o creștere nu doar a sectorului de IT la exporturi, dar și a sectorului de servicii pentru business la exporturi. Dacă observăm, ponderea serviciilor IT în PIB, în exportul nostru a crescut de 7 ori față de acum 10 ani urmă, acum ele reprezintă, raportat la PIB, sunt 3,5% din PIB, cu potențial de creștere și în viitor. Haideți acum să ne oprim o leacă la IT. Dacă ne uităm atent, undeva până în anul 2014-15, serviciile IT care erau generate de companiile noastre era cam jumătate la jumătate. Jumătate erau vândute pe teritoriul Republicii Moldova, jumătate erau exportate. Întreaga piață IT până în 2016 era 2,4 miliarde de lei. Jumătate se vindea în țară, jumătate la export. Am calculat în lei, deoarece avem și vânzări în țară. Astăzi, 85% din toate produsele IT ale Republicii Moldova sunt exportate. Deci, practic, în țară, în prezent estimăm că vânzările sunt la nivel de 2 miliarde de lei, deci tot există o cerere masivă, dar companiile IT la noi, pe drept, este sectorul care este orientat la export. În cazul serviciilor pentru business, mai greu putem face estimările, dar tot intuim că cea mai mare parte sunt la export și o mică parte din servicii este în țară, din simplu motiv că la noi încă puține companii fac așa numită la outsourcing sau comandă servicii la companii terțe pentru diservirea necesităților interne companiilor, fie de contabilitate, fie de alte tipuri de servicii care pot fi externalizate. Deci noi încă nu avem foarte mult dezvoltate servicii de externalizare, avem așa ceva, deja există acest fenomen, cred că într-un viitor apropiat îl vom putea estima cât este în țară. Cert este că în prezent 85% din tot ce produc companiile IT din Republica Moldova merge la export. Un lucru important. Știm foarte bine, factorul de bază care determină populația noastră să plece mulți ani de zile a fost salariul. Ori salariul este un factor important, IDIS viitorul deja 5 ani de zile realizează o cercetare, unde întrebăm oamenii ce salariu în Moldova, iar face să rămână acasă, apropo, salariul care ar vori ei este de regulă de 2 ori mai mare decât salariul care real este plătit în țară. De aceea am vrut să vedem care este salariul în sectorul IT și am luat 2 cifre. Prima, salariul mediu pe economie. 2. Salariul la cel mai bine plătit 10% din salariat, adică cei mai bogați oameni care primesc cel mai mari salarii. Și 3. Salariul în sectorul IT. În acest an, salariul în sectorul IT va ajunge la 42.500 de lei, salariu brut. Salariul mediu pe economie va fi de 12.450 lei. Dacă observăm atent, diferența de salarii crește din ce în ce mai tare. Cel mai important este să analizăm graficul cu salariul plănit de cei mai bine plătiți angajați, deci salariile cele mai mari din Moldova care le au cei mai bine plătiți angajați, în acest an 10% sau
60.000 de oameni din Republica Moldova vor avea un salariu mediu de aproape 35.000 de lei. Și observăm atent, până în anul 2018, salariul în sectorul IT era comparabil cu salariul plătit la cei mai buni plătiți 10% de ansalariați. După aceasta, în special după ce la noi, dacă observați atent, graficul 2018 și 2023 este strâns legat cu unde se vând serviciile noastre. Când serviciile noastre se vindeau pe intern și nu se exporta mult, cei din IT aveau un salariu mare, era mai mare decât la cel mai bine plătit salariați, iar astăzi când noi aceste servicii le exportăm, noi avem salariul în IT, se diferențează deja cu circa 20% de salariul cel mai bun plătit. Altfel spus, sectorul IT devine un sector elitar unde salariul mediu este cu mult mai mare decât salariul mediu la cel mai bine plătit 10% din salariați. Și diferența crește cu an ce trece și această diferență o fac o legătură logică și clară cu faptul că noi aceste servicii deja le exportăm din ce mai mult, 85% le exportăm. Apropo, așa la fapt divers, în sectorul IT, în acest an, prima dată salariul va depăși 2.000 de euro pe lună, salariul mediu pe sector. Deci, evident, sunt oameni și cu salarii cu mult mai mari. Anul trecut a fost 1.865 de euro, iar în acest an estimăm undeva la 2.104, am rotunjit așa că la mine automat fac calcule, am luat după curs valutar, 2.140 de euro. Deci, în acest an, în acest sector, salariul, și dacă ne uităm atent, dacă media pe economie în 2013 era de 2,1 ori mai mare, acum e de 3,4. Deci salariul în sectorul IT nu doar că crește, el crește cu mult mai rapid decât mediul pe economie și dacă vrem să ridicăm bunăstarea populației, atunci trebuie să asigurăm acest salariu. Câți oameni lucrează? Câți oameni lucrează în acest sector? Anul trecut erau 37.800 de oameni, în acest an estimăm că vor fi deja 42.000. Dar există o diferență. În sectorul IT, noi am avut în 2015 8.200 de persoane, în acest an vom avea deja 25.500. În sectorul BSS am avut 18.800 și în acest an, din păcate, aveam tot 16.500. Deci două sectoare care, încă o dată repet, sunt gemenare, din cauza că unul s-a bucurat de atenție din partea statului, era doilea, nu? A mers la ceea că unul s-a dezvoltat foarte puternic și la capitolul salarii, și la capitolul exportul, și la capitolul forța de muncă. A doilea a rămas cumva în urmă, umbră. Și aici anume vreau să atrag atenția, guvernul a venit în mod prioritar în Parlament anume să rezolvă această problemă de diferențiere a unor sectoare care sunt gemenare și această modificare legislativă care se discută în prezent în Parlament are anume rolul de a dezvolta sincron atât sectorul IT cât și sectorul din domeniul de servicii pentru business sau cum spunem noi BSS. Și la urmă, ce exportă Moldova? Este un lucru care cred că toată lumea interesează. Eu am făcut un top 20 de ramuri cel mai mare care noi exportăm. Ele evident sunt convenționale. Spre exemplu, automotive am adunat tot ce este legat de automotive, nu toate sunt, am luat toate cablajele, toate echipamentele, toate unietele care le facem noi, care pot fi tratate ca automotive. Evident, unele sunt produse separate, dar le-am pus toate în grămadă. La îmbrăcăminte am pus toate tipurile, și tricotajă, și netricotajă, încălțămintea, am unit-o tot aici, toate încălțăminte merg separat, am pus tot ce înseamnă să îmbraci omul, l-am pus împreună, îmbrăcămintea și încălțămintea. Cereale deja la producția agricolă am dat-o separat și dacă observăm atent, din top 20 de sectoare, 6 sunt servicii, 14 sunt bunuri. Până ce bunurile continuă să domine, dar deoarece în prezență discut foarte mult despre rurul agriculturii, am considerat util ca producția agricolă, bunurile agricole se dau separat și vedeți în culoare separată. Deci e, pe ecran dumneavoastră vedeți serviciile în culoare albastră, bunurile portocalii, iar bunurile agricole în culoare verde, estimările sunt pentru 2023, ținând cont de tendința de până acum, deja putem face estimări cât vom avea export în acest an. Apropo, țineți minte, exporturile totale de bunuri și servicii în Republica Moldova în acest an vor fi de 6,9 miliarde de dolari, dintre care 4 miliarde de dolari vor fi bunuri și 2,9 miliarde de dolari vor fi servicii. Haideți să ne uităm. Servicii IT și BSS.
În topul exporturilor noastre, anul acesta, prima dată, acest sector este locul întâi, 830 de milioane de dolari. Pe locul 2, deja echipamente electrice cu 770 de milioane de dolari. Mai departe, vedeți, combustibil nu este a nostru, dar război din Ucraina ne-a făcut pe noi cel mai mare exportator de combustibil. După aceasta, serviciul de transport în prezent se dezvoltă foarte dinamic. El a fost întotdeauna, s-a plafonat la 400 de milioane de dolari, anul acesta a ajuns la 570 de milioane, va ajunge la 570 de milioane de dolari. Merită o atenție aparte despre care vom vorbi. Un lucru important, un sector despre care vreau după sărbători să discutăm, este prelucrarea materiei prime. Deci noi avem o industrie întreagă care lucrează pentru cele mai mari corporații din lume și noi dezvoltăm prelucrarea materiei prime și avem 250 milioane de dolari, fiți atenți, doar serviciile. Deci asta nu intră prețul materiei prime, nu intră bunurile, doar ceea ce au câștigat companiile noastre și a rămas în țară. Deci 250 de milioane de dolari, bani care au rămas în țară. Și ultimul, eu știu matematica, eu am scris top 20, dar m-am introdus în, la mine 21. Din ce cauză? Într-adevăr, vedeți 20, mi-a plăcut al 21-lea să-l introduc, deoarece vreau să discutăm cândva separat exportul serviciei de construcție. El cândva noi am reușit să ajungem până la 25 de milioane de dolari exportul de servicii de construcție în 2009, după această experiența noastră, această practică noastră de a oferi servicii de construcție pe scutarea de spărut și mi se pare că este o ramură care merită toată atenția noastră. Cert este că sectorul IT și BSS este liderul incontestabil începând cu 2023 în exporturile noastre cu un volum total de 830 de milioane de dolari. Sectorul automotive este pe locul 2 cu 770 de milioane de dolari și vreau să atrageți atenția. Aceste două sectoare, 15 ani în urmă, nu existau în Republica Moldova. Sunt două sectoare care sunt efectul apropierii noastre de Uniunea Europeană, sunt efectul investițiilor străine directe în Republica Moldova, sunt două sectoare cheie care au generat locuri de muncă, care au generat investiții și care au generat exporturi. În acest an, aceste două sectoare ne vor asigura 1,6 miliarde de dolari exporturi, sumă comparabilă cu toate exporturile noastre acum 10 ani în urmă. Deci două sectoare care nu existau 10-15 ani în urmă, acum generează același volum de exporturi cât exportam noi toată țara acum 10-15 ani în urmă. Cu aceasta vreau să finalizez. Sper foarte mult că această inițiativă nobilă a Guvernului va trece cât mai curând posibil în Parlament, deoarece investitorii într-o zonă de turbulență unde ne aflăm noi, au nevoie de certitudini, iar această certitudine care le dăm noi, am văzut atunci când am modificat legislația. Efectul a fost imediat. A crescut numărul de angajări, a crescut volumul exportului, a crescut salariul, nu pur și simplu a crescut, dar a crescut cu mult mai rapid comparativ cu alte ramuri ale economiei, iar acest impuls care acum va fi și când vor fi sincronizate atât serviciul de IT cât și BSS, sunt sigur că va avea efect și asupra acestei ramuri de servicii BSS, despre care cred că voi vorbi într-o viitoră apropiată. Încă o dată să explicăm ce înseamnă acest lucru, în ce constă el și de ce cea mai mare ramuri de export a Republicii Moldova cumva este umbrită, nu este văzută și cred că prin astfel de ediții de analize economice noi începem a descoperi țara noastră care pe lângă vinurile care le avem, pe lângă cereale care le avem, uitați-vă că avem și intelect pe care o putem exporta cu succes, iar în acesta intelectul sau rezultatul intelectului nostru exportat va fi de 830 de milioane de dolari, lucru pentru care vă felicit. Și noi ne vom mai vedea, dar oricum vă doresc deja un început de sărbători fericite care toată luna aceasta trebuie să dureze. Vă mulțumesc și până data viitoare!